Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vă prezint ceva mai deosebit. Vom face un roi. Din cauza că această familie a intrat în friguri, vom fi obligați să facem acest roi natural. O să vă arăt imediat ce am mai lucrat. Aici este o scândură, am acoperit cu o pânză și vom vedea următoarea lucrare. Așa este familia, așa se prezintă ea. Nu este vreme pentru lucrarea aceasta, dar are boci căpăcite și la prima ieșire de soare se va duce în copac. Ce vom face mai departe este identificarea mărcii și băgarea ei în bigudiu. După ce am identificat matca, am băgat-o în bigudiu. Iată, este aici. Matca este în bigudiu. Ce vom face mai departe este să agățăm bigudiu sub o scândură respectivă. O să vă arăt. Iată, bigudiu este agățat sub această scândură unde e bătut un cui, iar albinele care vor fi către această matcă vor face un ghem aici. Vor face un roi natural. Acum vom scutura toată albina din stup pe această cearceafă. Înainte de a începe să scuturăm, avem o ladă pregătită pentru roi. Roiul va veni aici cu matca din bigudiu, iar în familie vom introduce o altă matcă tânără, împerecheată, fiindcă este timpul târziu și vom distruge toate bocile. După ce am terminat cu împărțirea la stup, iată așa arată el. Aici va fi roiul. Dedesubt se formează deja ghemul pe matcă, o să vedeți. Și lui îi aducem o matcă tânără. Roiul o să-l băgăm aici în ladă. E format, trebuie doar să așteptăm să se formeze roi. Iată cum arată acolo. Așa arată albina scuturată. Acum trebuie să aducem neapărat matca la acel roi. Aici avem o matcă împerecheată. O vom lua și vom forma roiul respectiv cu el. Iată, aici avem matca. O ducem frumos și introducem în roi. În acest moment matca este introdusă. Albina se va împărți jumate-jumate. Aici unde a fost, este de fapt bigudiu cu matca. Se face încet-încet roiul. Se va împărți și de seară vom scutura în lada. În stup a primit matcă tânără, deci avem două unități biologice. Vom vedea de seară când vom scutura acest roi, cum va arăta. Roiul este gata făcut, l-am mutat în casă nouă, ploaia ne-a fugărit iară, durduie, casa lui nouă este aici, am adus. Are matcă tânără, de anul ăsta. Asta-i. Ploi, furtuni. E seceta promisă de ANM în aprilie. Cam atât pe ziua de-aia.